Putem începe, da? Ok. Bună ziua, stimați cetățeni, stimați reprezentanți mass media, mă numesc Radu Marian, deputat PAS, președinte al Comisiei Economie, Buget și Finanțe. O să-ți descriu astăzi un proiect de lege, proiect de lege numărul 85 din 15 martie 2024. Deci acest proiect de lege a fost elaborat urmare a mai multor sesizări de la cetățenii noștri din diaspora, care au primit scrisori, notificări din partea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, de la CNAM, în care sunt informați că aceștia pot plăti sau pot achiziționa polița de asigurare obligatorie de stat la o sumă mult mai redusă, deci o pot achiziționa cu aproximativ 1.000 de lei în loc de 12.600 lei, cât costă în mod normal polița de asigurare. Și în cele mai dese cazuri am fost sesizați de cetățenii noștri din diaspora care dețin un teren agricol moștenit mai de mult ca rezultat al programului național Pământ și care, conform legii de astăzi, așa cum ea este astăzi, trebuie să-și procure poliță de asigurare medicală. Un alt lucru foarte important pe care trebuie să-l menționez este că legea în privința la persoanele care trebuie să-și cumpere în mod individual polița obligatorie de asigurare medicală nu s-a schimbat în ultimii 20 de ani. Deci această legislatură, acest Parlament nu a modificat nicio prevedere și nu a introdus niciun fel de nouă obligativitate pentru diaspora de a plăti polița de asigurare. Situația este următoarea. CNAM trimite în fiecare an notificări diferitor categorii de persoane care trebuie să plătească contribuția de asigurări medicale în sumă fixă, anunțându-i că beneficiază de reducere. Însă anul acesta, pentru că instituția, CNAM-ul, a avut acces la mai multe sisteme digitale, inclusiv sistemul digital al cadastrului, CNAM a obținut acces la informația despre acești proprietari de pământ, trimițându-le aceste notificări. Însă, din păcate, sistemele informaționale, digitale, existente, nu pot sesiza dacă proprietarul acelui teren se află în țară sau este plecat peste hotare și astfel toți cetățenii care dețin terenuri agricole au primit aceste scrisori, indiferent dacă sunt în diaspora sau nu. De asemenea, ceea ce vreau eu să menționez pentru cei din diaspora este că cetățenii noștri care sunt peste hotare, locuiesc peste hotare și care nu sunt rezidenți ai statului Moldova, adică au petrecut mai puțin de 183 de zile într-un an în țară, în Republica Moldova, și care nu dețin un teren agricol sau gospodărie țărănească sau au activitate de întreprinzător, pentru aceștia procurarea poliției nu este obligatorie. Deci dacă nu sunteți rezident, dacă petreceți mai puțin de jumătate de an în Republica Moldova, locuiți în diaspora, procurarea poliției de asigurare medicală nu este obligatorie. Oricum, conștientizăm că aceste scrisori primite de dumneavoastră au generat confuzie, nemulțumire și de aceea am de comun acord cu Ministerul Sănătății, CNAM și un grup de deputați PAS din Parlament din diaspora și le mulțumim pentru cooperare, am decis să modificăm legea astfel încât proprietarii de terenuri agricole să nu mai primească scrisori, anunțuri sau notificări referitor la plata poliției de asigurare medicală sau la plata anumitor amenzi. Respectiv, proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, indiferent dacă sunt în diaspora sau nu, nu vor mai fi incluși în categoriile de persoane fizice neangajate care au obligația să achite prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă ca și categorie aparte. Însă, pentru cei din diaspora, dar și pentru cei din Moldova, care dețin terenuri agricole și care deja au cumpărat polițe de asigurare, vreau să vă spunem că acest lucru, deținerea unei polițe de asigurare medicală, este un lucru foarte benefic. Atunci când veniți acasă, dacă ne referim la cei din diaspora, puteți beneficia gratuit
de servicii medicale acoperite de stat, cum ar fi examene medicale profilactice, dispozitive medicale compensate, de exemplu, protezarea articulațiilor mari, servicii de fertilizare in vitro parțiale, medicamente gratuite, care sunt de obicei foarte scumpe, pentru dializă, de exemplu, sau transplant. În plus, contribuția plătită de dumneavoastră, această contribuție de 1.000 de lei, oricum va veni în suportul familiilor dumneavoastră care se află în Republica Moldova, părinților, bunicilor, care utilizează serviciile sistemului de asigurări medicale, care sunt mult mai scumpe, evident, decât contribuțiile fiecăruia. Pur și simplu, nu toți consumă aceste servicii medicale și astfel banii merg să acopere costurile destul de mari ale intervențiilor chirurgicale, în special a pacienților aflați într-o situație critică. Deci acești 1.000 de lei pe care i-ați plătit ar putea ajuta la salvarea vieții altcuiva aici în Republica Moldova. Și amintesc că guvernarea actuală a investit aproape 2,5 miliarde de lei în infrastructura spitalelor de când am ajuns la guvernare și am majorat substanțial numărul de medicamente acoperite de poliță și, evident, numărul de servicii medicale oferite de poliță de asigurare medicală astăzi este mult, mult mai mare și de o calitate mai bună comparativ cu perioadele când erau alte guvernări. Și, evident, ceea ce noi vă îndemnăm este să cumpărați în continuare, îndemnăm toți cetățenii, cei care nu sunt neapărat angajați și beneficiază deja, să fac aceste contribuții în salariu. Deci toți cetățenii îndemnăm să contribuie și să procure această poliță de asigurare medicală și să beneficieze de reduceri oferite până la 31 martie. Deci reiterez, unu, noi nu am făcut nicio modificare la lege recentă care să oblige cetățenii din diaspora să cumpere poliță. Doi, dacă sunteți din diaspora și nu sunteți rezident, deci dacă stați mai puțin de 6 luni în țară timp de un an, nu sunteți obligați să procurați poliță de asigurare și, desigur, nu se va cere să o cumpărați atunci când treceți frontiera. Și trei, odată ce aprobăm proiectul de lege astăzi, în două lecturi, cei din diaspora, dar și cetățenii din Republica Moldova care dețin terenuri agricole, nu veți mai primi scrisori, anunțuri referitor la plata poliței de asigurare sau eventualitatea unor amenzi. Cam asta am vrut să vă comunic. Vă mulțumesc mult!